se iese din divin, din momentul acesta așa cum este, când vrei să fie cum vrei tu, cum crezi tu că este corect, că este bine, că este etic, că este moral, că este în ordine. Oricât de logic ar fi. Conceptul copilului interior are o logică locală construită de ei prin raportare la o parte. Are logică numai prin raportarea la cauza parțială din afirmația lor. În afara conceptului respectiv, cu copilul interior, nu e adevărată. Ei încearcă întotdeauna doar să rescrie programul nostru de bază și de cele mai multe ori reușesc. La mamele care încep să gândească în acest sistem, în afara acestui model, nimic nu este valabil. Se observă perfect. De fapt, asta și fac. Se raportează la noul concept. Gândesc față de acesta. Și îl face pe acest concept al copilului interior, îl face Dumnezeu. Dumnezeul lor. Deci, diavol. Și asta fac mereu. Nu este autoarea cea care a scris. Este un serviciu care a gândit asta. Doar probabil că au dat bani. Sau nu au dat bani și au pus un nume fictiv. Ce au obținut? Au adus ură între mame și copii. Între părinți și copii. O ură care se păstrează toată viața. Și ne-au zăpăcit de tot. Că dacă se apucă să aplice acele precepte și forțează copilul din față, care este Dumnezeu, ei știu că există Dumnezeu și atâta fac, dacă îl forțează, ne pun să luptăm cu el, ca să vină după aceea să ne distrugă. Și fac asta foarte simplu. Creează niște idoli și ne duc în conflict cu Creatorul Universului. Ne dau niște principii pe care noi le punem pe primul plan și atunci intrăm în luptă cu Dumnezeu. Nouă ni se pare logic pentru că este conform așteptărilor noastre. Dar în raport cu Dumnezeu nu mai este logic. Și din cauza asta tot timpul suntem în luptă cu Creatorul Lumilor. O viață întreagă. A trebuit să ne uităm la rezultate. Toți adulții sunt în conflict cu părinții lor. Și apoi absolutizările lor se duc mai departe, deci ale părinților se duc în copii și din copii se duc mai departe în copiii lor. Un fel de infectare în lanț. Este o magie, întotdeauna au făcut asta. Ne pun prin idolatrie să intrăm în luptă cu Creatorul Lumilor și după care Dumnezeu vine potriva noastră cu mânie și ne face viața nefericită. Cred că ei sunt singurii care cred în Dumnezeu. Știu clar că există și nu fac ceva deosebit decât ne dau tot felul de principii pe care noi le facem idoli și începem să ne raportăm la ele. Când facem lucrul acesta și le aplicăm, am intrat în conflict cu Dumnezeu. Pentru că El zice mereu, nu există ceva mai sus. Deci niciun principiu, niciun ideal, nicio regulă, nimic mai sus decât El nu există. Deci asta înseamnă că noi nu putem să punem niciun principiu mai sus și să-l fixăm, pentru că atunci îl facem idol și va veni să ne-l distrugă. Deci lupta dintre generații, dintre copil și părinți, o viață întreagă, este de fapt lupta lui Dumnezeu cu idealurile noastre, prin copii. Și ei lucrează foarte simplu, ne împing ca oile să ne batem cu Dumnezeu. Atât fac. Noi nu știm că în copil este tot El. Nici nu ne putem închipui lucrul ăsta. Și suntem total necredincioși. Cel care merge la biserică este necredincios. Numai necredincioși merg la biserică, adică numai cei care nu-L văd pe Dumnezeu peste tot. Și caută și văd și cred că este mereu un ceva mai sus decât altceva. Caută un salvator. Cel care îl vede pe Dumnezeu în toate pozițiile, luând toate rolurile și toate măștile, acela nu merge la biserică, pentru că deja îl trăiește și îl ia în seamă.
Și cum îți dai seama că ești în luptă cu el? Când ataci oamenii. Pentru că nu știi că el este acolo, un omul din fața ta. Și ar trebui doar să-i servești. Că pe Dumnezeu îl servești, servind oamenii. Credincioșii sunt cei mai necredincioși oameni și cei mai răi. Pentru că sunt fără Dumnezeu. Diavolul este mâna cea dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce lumea și prin rău. Și prin distrugere. Dacă nu punem nimic din lumea aceasta pe primul plan, nu mai este nevoie de suferință. Dar dacă punem aceste principii mai sus, vom intra în conflict cu Dumnezeu din fiecare om din fața noastră, inclusiv din copii. Și este așa de ușor să nu înțelegem și să ne opunem lui. Cum știi că te-ai opus? Când crezi că ai oameni în fața ta și e lucrurile personal. Trei cuvinte de înțelepciune. Sfântul Serafim de Sarov. Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviți pe toate căile să-i judeci pe ceilalți. Neosândirea fratelui și tăcerea păzesc pacea sufletului. Când omul se află în această stare, primești revelații dumnezeiești. Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți din lume și în viața aceasta și în cea viitoare și cea veșnică. Sfântul Paisie Aghiorâtul. Cine are o inimă curată, îi consideră curați pe toți oamenii, dar cine are o inimă întinată de patim, nu consideră pe nimeni curat, ci crede că toți sunt ca el. Cuviosul Isaia Pusnicu. Cum îl simți pe Dumnezeu? Când nu mai vedem oameni în fața noastră și nu mai luăm lucrurile personal. Că dacă îi atacăm pe ei, pe Dumnezeu îl atacăm. Să ne fie frică să îi atacăm, că este divin în față. Nu contează masca. Poate purta orice mască și poate lua orice rol. I-am văzut omul străzii care mirosea urât. Era soarele de iubire în el. Și din clipa respectivă, când am văzut asta, nu am mai putut spune nimic. El se ascunde acolo unde nici nu ne gândim că ar putea fi. Și lucrul ăsta mi-a produs un șoc. Nu mai vorbeam, era mut. M-a dărâmat. Cu toate că era a treia oară când am văzut lucrul acesta. Dar a fost o contradicție în capul meu. Noi nu știm că este el peste tot. Își ia tot felul de măști și joacă tot felul de roluri în fața noastră. Tot ce judecăm noi și acuzăm este el. Este el. Așa a fost și așa va fi întotdeauna. Este el în fața noastră mereu. Anul trecut, în toamnă, l-am văzut din nou. S-a ridicat de sub un balcon de la parter unui bloc. S-a scuturat de praf, era așa de înfrânt cu inima, nu a ridicat ochii de la pământ. De aceea am zis că omul care îl cunoaște pe Dumnezeu nu are atitudine victorioasă. Este împăcat, este liniștit, este smerit. Are liniștea aceea din lumea de dincolo, oamenii lui Dumnezeu. Dar, într-adevăr, dacă spunem că Dumnezeu este numai smerenie, atunci nu vom putea să iubim pe cei care nu sunt smeriți. Da, Dumnezeu ia și roluri negative ca să distrugă oamenii, îi doboară, le crește orgoliu și îi omoară. Dar lucrul acesta este bun din punctul lui de vedere. De obicei este mai mult rău, pentru că noi întotdeauna absolutizăm idealuri și în cauza asta vine mereu pe invers. Cel mai important lucru este că răul distruge ego-ul. Deci Dumnezeu, în primul rând și în majoritatea timpului, este distrugător. Dar și distrugerea este o cale spre divin. Nu este firesc orgoliu. El nu este așa, Dumnezeu. Este o combinație între bunătate și asprime. Când s-a încruntat, te aștept să pornească uraganul, să se ia la bătaie planetele și constelațiile și universul. Așa simți. Timpul dinaintea furtunii. Dacă el lovește idolatrum, cum am putea noi iubi idolatrum? Spre exemplu, sunt oameni care sunt materialiști și ceilalți oameni îi resping. Și este de înțeles că, de fapt, el îi respinge, dar el este și materialist. Putem respinge atâta timp când crede că suntem un eu separat, atunci putem respinge, dar să știm și să înțelegem că el
joacă rolul acela. Dumnezeu se sacrifică prin acei oameni și vine și ne corectează, ne scade toate absolutismele. Trebuie doar să îi acceptăm toate rolurile și toate măștile și să nu intrăm în conflict cu el. Oamenii iau doar roluri pentru noi. Când noi îi respingem, înseamnă că avem un ideal acolo și ei trebuie să vină să ne dezamăgească. Și îi punem să facă lucrul ăsta. Din cauza noastră sunt așa. Deci toți oamenii doar ne ajută. Niciodată nu sunt ei de vină, ei doar ne distrug absolutizările și fac lucrul acesta perfect întotdeauna. Sunt medici ai cerului, ai sufletelor noastre. Iar noi îi obligăm să joace aceste roluri. Din cauza noastră, idole din noi îi vor face să ne distrugă oricine, prin oricine. Dumnezeu joacă acel rol, totul este ca să ne corecteze. Absolutismele acestea au venit de obicei din religie. De exemplu, dacă absolutizezi liniștea, calmul, indiferența față de materie și apare disprețul față de cel care nu este conform așteptărilor noastre, oamenii ne vor dezamăgi. În momentul în care nu mai pui nimic la inimă și lași pe Dumnezeu așa stricat, defect și nepriceput cum se poartă el de obicei și cum vine în fața noastră, ca un necredincios, păcătos, trădător, mincinos și bețiv, așa cum vine el de fiecare dată în fața noastră. Și dacă îl lăsăm așa și nu ne mai deranjează, atunci oamenii se vor duce să execute programele lor, pentru că nu mai au ce să scadă la noi. Toți oamenii din jurul nostru ni se dau ca să ne distrugă idealurile, principiile, virtuțile și regulile pe care le absolutizăm. Sunt aduși exact oamenii care ne pot face cel mai mare rău posibil și să ne deranjeze. Să renunți la idolii tăi este cea mai mare putere posibilă, pentru că atunci le dai voie oamenilor să-și urmeze drumul și nu-i mai judeci. Ei merg mai departe cu programele lor atunci când nu mai au ce să scadă la tine. Știe Dumnezeu ce să facă cu ei. Dar dacă te opui lor și îi critici, te vor urâ și te vor ataca cu nivelul de idolatrie din tine. Deci cu forța cu care îi judeci, cu o forță mai mare vei fi judecat și vor lupta cu tine. Oamenii doar ne distrug absolutizările, idolatria. Când nu mai pui nimic pe primul plan, nicio regulă, niciun principiu, niciun ideal, nicio virtute, nici binele propriu, mai presus decât toate, atunci ei nu mai au ce să scadă la tine și le dai voie să se ducă să evolueze în liniștea lor. De obicei, în perioada de copilărie, atunci luăm programe de la alții, de obicei de la religie, și le absolutizăm. Și zicem că așa trebuie să fie și apoi luptăm și credem că trebuie să le apărăm. Dar acolo unde este luptă și rezistență sau apărare, nu e adevărat ce spunem. Acolo trebuie să lăsăm lucrurile în pace, invers. Numai Dumnezeu îi poate schimba. Dacă lăsăm în pace, măcar nu ne mai atacă, atât se obține. Și e lucrul cel mai important. Și mai departe, ce face Dumnezeu cu ei, ce lecții le dă, este treaba lui. Îi duce în suferința pentru că numai suferința îi poate face înțelepți. Noi, în momentul în care eram idolatri, doar le adăugam o luptă în plus, lupta cu noi, că de aceea se apropiau de noi. Dar fiecare e calea lui, nu o putem schimba, e stabilită de mult. Și dacă nu ne trezim, să-i corectăm și asta este de sus. Deci ce facem noi? Fără să ne fi gândit dinainte, să ne fi propus ceva, el face prin noi. Și înseamnă că era nevoie. Oricum ne ia mintea și îi corectează pe noi. Nimic nu putem face noi din puterea noastră. Nu putem schimba pe nimeni, nu putem vindeca pe nimeni, că în fața noastră este mereu Dumnezeu, iar când noi constatăm ceva și îl analizăm, el deja a făcut lucrurile perfecte. Deci perfecțiunea lui nu poate fi contestată.
Deci noi nu putem să corectăm lucrurile care deja s-au întâmplat. Și întotdeauna, de fiecare dată, când ne trezim să facem analiză, lucrurile deja s-au întâmplat. Deci nu există vindecare. E o prostie și o minciună. Să înțelegem că el joacă toate rolurile și să lăsăm în pace să le joace. El are anumite lecții de trecut prin omul acela și noi vrem să-l salvăm? Nu se poate, ni se va opune. Lecția va trebui să o învețe. Omul învață din greșel și din suferință. Așa devine el înțelept, ca să nu le mai repete. Nu putem să-i luăm lecțiile și să-i salvăm. Atât putem să-i lăsăm în pace și să privim cât de măreț este Dumnezeu și ce minunată lucrare face prin toți. Cum le rezolvă El pe toate? În mod perfect. Noi vrem să salvăm acum pe celălalt, dar dacă acela are lecția lui de dus, important să lăsăm în pace să își câștige singur înțelegerea, pentru că numai așa nu se mai repetă acele lecții în viitor. Deci el are nevoie de lecția aceea acum ca să nu sufere în viitor. Nu se poate interveni în afară, nu se poate repara, vindeca sau schimba nimic. E numai el în lucrare și ceea ce face el e perfect în fiecare clipă. Pentru că dacă încercăm să schimbăm, e ca și când am contrazice perfecțiunea divină și asta nu se poate. Noi putem un singur lucru să facem, să ne reducem idealurile, idolii, tot ce punem noi pe primul plan, virtuți, reguli, principii și binele propriu, trebuie să le reducem. Și când le reducem, nu mai este nevoie să vină împotriva noastră cei din jurul nostru și nu mai au ce să scadă la noi atunci. Întotdeauna tot ce punem noi pe primul plan nu este adevărat. Toți idolii nu sunt adevărați pentru că nu există decât Dumnezeu în toate. Deci cauza unică a tuturor lucrurilor, nu există cauze particulare, există numai Dumnezeu. În momentul în care pui ca și cauză, spre exemplu, copilul interior, te îndepărtezi de el și vrei să te îndepărtezi de el ca să poți să suferi mai tare. Înțelegerea faptului că totul depinde de divin, ca o apropiere sau îndepărtare de el, face ca lucrurile să intre în armonie. Este singura vindecare care se poate face. Când înțelegem că nu oamenii sunt de vină, ci întotdeauna Dumnezeu este cel de vină, care vine prin oameni și ne distruge tot ce am pus noi pe primul plan. Deci în sine, de la început, noi suntem de vină și numai noi, niciodată oamenii. Noi, pentru că am pus pe primul plan idoli, virtuți, idealuri, principii și reguli și binele propriu și i-am făcut idol. Și idolatria va fi distrusă de Dumnezeu. Deci dacă vrei să suferi în viață cât mai mult, fixează niște idoli, niște principii, niște adevăruri, niște virtuți, idealuri și reguli, fixează-le, raportează-te la ele, aplică-le în viața ta și vei suferi cu siguranță. Tot ce spunem noi mai sus decât El nu este adevărat. Numai Dumnezeu este peste tot. Și Iisus, Salvatorul, nu putea să fie existat. Pentru că nimic din ceea ce punem noi mai presus decât Dumnezeu nu există. Din cauza asta nu a putut să existe. Toți suntem El, toți suntem egali. Sfântul nu este mai sus decât omul străzii, împuțit și prost. Tot soarele de iubire este și acolo. Nu te poți închina la un om anume mai mult decât la altul. Toți sunt divinul. În fața ta este mereu numai Dumnezeu. Nu este mai mult soare în unul decât în altul. Nu este unul mai sfânt decât altul. Când Dumnezeu zice clar în Vechiul Testament, voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Când pui un om mai sus, asta este idolatrie și împotrivire la divin. Și vei atrage mânia lui pentru că el întotdeauna distruge idolii. Toate națiunile care au salvator sunt ocupate de cei, de acel popor care nu are salvator. Toate se supun lor. Dar asta este o etapă de dezvoltare a omenirii. Probabil că așa a trebuit să se întâmple. Cred că atunci când vor înțelege că tot ce au făcut ei dintotdeauna a fost idolatrie, atunci poate va apărea o altă lume. Sau această iluzie a materiei se va destrăma.
Materia aceasta există prin conflict, prin împărțirea în bine și rău. Deci omul străzii era sfânt, dar sfânt este și bogatul. Deci divinul joacă și rolul de bogat, ca să ne dea lecții. Și cel care este egoist și nu e darnic, la fel. Trebuie să ne uităm întotdeauna la noi ce absolutizăm. Acele lucruri pe care oamenii le pun mai presus decât Dumnezeu ne vor produce cel mai rău posibil în viața noastră. Iar Dumnezeu va veni împotriva lor și le va distruge.